S-a vorbit aici despre testare. Există patru metode de evaluare a performanțelor la ovine. Una este metoda după performanță proprii, noi îi spunem COP, adică controlul originii și a producțiilor sau productivității. De asta s-a vorbit foarte mult, domnul director a precizat că facem controlul pentru producția de carne, pentru producția de lapte și producția de lână și există niște, să spune, procente de interes. La carne, 40%, la lapte, 40%, la asociația de aici. Și la lână, 20%. Deși pare că la lână este mult, însă țurcana este animalul care se meargă pe zona montană. Și atunci este foarte important ca să aibă și lână, ca să reziste la, pe pășunile alpine. Dar dacă vorbim de testarea după performanțe proprii, așa, deci asta, asta, cea mai sigură metodă este, pentru că asta este o metodă costisitoare, testarea după descendență, este totuși testarea după descendență. Principalele caractere de care am vorbit au o transmitere ereditară mai redusă, sub 50%. La h pătrat, cum îi spune coecientul, ca să înțeleagă lumea, are în jur de 0,25, 0,3 sau 25-30%, carne în jur de 40%, și blâna tot pe acolo, 40%. Ca să fim siguri, domnul director Neața a precizat, când folosim la înseminări artificiale, să fiu sigur, domnule, că am niște berbești care îți transmit în descendențe caracterele benefice care eu le vreau cu asta. Față de ce a spus dumnealor, eu aș spune că există două sisteme de testare. Este testarea în câmp, care se face într-o fermă, așa cum este aici. Și vreau să precizez că este prima dată când se începe din nou o testare aici la noi. Nu mai știu în momentul de față să mai facă cineva. Domnul Andrișoi vrea să facă un centru de testare, îi spune testarea în centru de testare unde se aduc descendenți de la mai multe exploatații deci de la mai mulți berbești, nu numai dintr-o fermă, de la mai multe exploatații, în special de care? Ferme de elită. Unde să avem reproducător ca să-ți transmită, să fim siguri că își transmit la descendență uh, caracterele respective. La carne s-a vorbit că facem testarea pe baza greutății corporale, așa, și în special este cea mai bună, este sporul mediu zilnic. Dar, pentru calitatea cărnii, se mai face o testare a calității carne. Ce înseamnă? Raportul carne, grăsime, os, așa mai departe se merge până la gust și alte, alte criterii. Ori treaba asta nu putem face pe descendenți, ci se face pe rude colaterale acestor descendenți.